Meciul de fotbal dintre Internațional Băleș și Petrolul Bistuchin, disputat duminică după amiază, s-a terminat cu scandal. Mai mulți suporteri ai echipei gazdă au fost nemulțumiți de arbitri, iar la finalul duelului au încercat să intre peste aceștia în cabină. Motivul supărării fanilor Internațional Băleș a fost un gol anulat echipei favorite. Polițiștii au intervenit pentru aplanarea conflictului, iar unul dintre scandalagii a fost amendat. La finalul duelului dintre Internațional Bălești și Petrolul Bistuchin, suporterii gazdelor au încercat să intre în cabină peste arbitrii, după ce aceștia au anulat un gol echipei favorite. Patru tineri recalcitranți au fost luați cu forța din cabina arbitrilor, unul dintre ei fiind amendat de oamenii legii, după ce a continuat să înjure și a vrut să spargă geamurile clădirii. Cazul va ajunge la Comisia de Cercetare Disciplinară a AJF Gorj. În final, Petrolul Bistuchin a învins cu scor 1-0.